Și bine v-am găsit pe canalul meu Ciudat de Jocuri. Iată, astăzi vă aduc alt joc. E vorba de Aventurile Urbane lui Mircea Badea. Un joc destul de ciudat, e foarte haios. Hai să luăm direct cu primul nivel, să nu mai vorbim atâta. Fiecare început de nivel venim cu sfaturi. București, eu știu ce o să vedeți povestea când vă jucați voi. Hai să dăm direct la primul nivel. Deci, după cum vedeți, îl avem pe Badea aici. Și acum ne putem bătea cu loc toate javrele astea. Deci astea sunt un fel de câini zombalei, nu știu ce vor să fie mai exact. Oh, da. Ce place cât e de zâmbăreț. Uite javrele. Coca! Coca, cam aș pe tine, Coca. Ia pumne aici, ia pum, 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 picior. Ha! Hai să-l aruncăm în sus. Coca, ia de aici. Bă! Vai, ce s-a întâmplat sub blocat ăsta? Așa. Vai de capul meu, câte pumne a luat. Mi s-a blocat, măi. Așa, uite, acum deja și-a revenit. S-a blocat controlul, cine știe, nu știu de ce. Vai, dar ce l-am îmbunățit. Badio, ești vânăt. Hai că-l faci, mă. De încolo, shawarma lor cu tot. Așa, de un shoot. Pam. Ok. Vine o javră. Dale. Dale, jujitsu. Uite, viața, viața. Așa, să-ți reparăm bunătăile, Badio. Ok. Hai, mă, dar... Cu ce-ți dai tu pe iste? Ia de aici. Ia de aici, mă, danez în puțet. Uite-te și tu. Hai să facem schema ță. Ha! Ha, mă, mai vii? Mai vrei? Nu mai. Nu mai, gata, vei. Yeah, baby! Ok, Sputnik. Na, v-am arătat schema asta oricum. Hai să vedem nivelul 2. Hei, ia uite! Pișamaș, v-am prins deja. Ia uite! Măi, javră! Ia uite, Mega Punch. Ce chestie. Hei, iară vin. Hai, ia uite-te tu, mă, și de-ai graș, Coca, de-ai graș. Na, mă, ia. Ia-i cu pumnii, Badio. Ia-i ce dă Badia cu pumnul și cu clopita, uite. Ia-i, Badio, fă-i varză. Foarte tare. Hai, încă o hienă din aia. Ai, ce mușcă ăștia. He, poate să și sară pe space. Foarte tare. Hai că mai vin, mă, băi. Da, ăsta e Sputnik. Deci ăsta e Sputnik, așa. Pac, ăla e Sputnik. Asta e lopata. Să vedeți și lopata mai încolo, vă arată cum se face și lopata. După cum am zis, eu am deja un trecut jocul ăsta, mi-a plăcut atât de mult, zis că vi l arăt și vouă. Uite aici. Ha. Foarte tare. Am terminat și nivelul ăsta. Ba nu, ba da. Ok. A, pumnul de fier, da. Am și uitat de pumnul de fier. Hai da, bade-o în runde a treia. Da!
Oh, da, ăștia sunt mai nervanți. Ăștia trebuie varză făcuți. Ale mai nervante sunt și astea, astea m-au omorât de o grămadă de ori. Vin așa, pornesc, uite-te și tu. Trebuie ținute în copite. Așa e cel mai bine, uite. Foarte ok, varză ușile. Ha, uite, are badea viață, are, uite, pe trecut vânătăile. Hopa! Au! Îi dau un pumn. Ha! Pumnul de fier îmi place. Mă simt că iară vine ușa aia după mine. Uite-o. Hai! Și am știut că vine. Na! Na! Ia! Ia! Nu te știi. Ia de aici. S-a dus. Yes! Mișcare specială, bomba. Să vedem. Nu știu, mi-a asta nu a ieșit. Nu prea iasă, nu știu, n-am înțeles. Lopata aia e bună, uite, lopata. Ia aici. Mai avem vreo vreo ceva? E, ale, ale. Hai da, cu lopata, cu lopata, badea, hai da, cu lopata, cu lopata. Iha! Hai, pumnul de fier. Pa! Hai, cum i-ai luat. Îmi place badiu, hai da. Hai că-i facem badiu. Javrele astea. Ok. Mai departe. Ho! Ușile. Ha. Au, shit. Mai o dată. Vai de mine, dacă te viața mi-a luat. E că vine aia răușă de aia. Uite-te tu. Și am zis că fug de ea. Dă-i copite, badiu. Dă-le și lui Coca ăștia, dă-o încolo de treabă. Numai n-ai lui țin. Ha, uite-l. Zici că sunt niște hiene astea de încolo, niște lupi din aia scârboși, niște vârcolaci. Așa, gata. Nu mai adun bonusuri, că n-am ce face cu ele. Las pe voi să faceți mai multe puncte. Uite, vedeți, asta e lopata. Ok, cred că ăsta e ultimul nivel acum. Da. Na, acum trebuie să asistăm la povestea cu Elena Udrea. Ba, nu trebuie să asistăm, pot să dau skip. Haha, trebuie să jucați voi ca să vedeți toată povestea.
No, acum trebuie să ne luptăm până la miezul nopții. Și să nu lăsăm pe Udra să o mănânce pe fătucă. Ha! Ia de aici, ia de aici. Să-i dăm. Dar-i plac copitele, n-are treabă, uite ce ia la picioare. Să-i dăm punul de fier. N-are treabă. Înghite la pumn. Înghite la pumn de o plăcere deosebită. Uite-te și tu. Vai, Badiu, dar deja e cam pierdut viața. Dă-i pumnul asta, dă-i pumnul drea. Rupe-i fața. Ba, dar cum face? Nu-i prea plac șuturile în cur. Aaaa. Așa. Hai, da, încă o javră. Ha, 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 ha. Vine javra. Nu vine javra. Ba, dar câți câini are asta. Deci de acum încolo știm pentru cine lucră toate javrele de pe stradă și cocalarii. Vă treziți și voi că aruncă cu vreo șaormă. Oh, shit. Shit. Piață. Ha-ha. Trec cu miezul nopții. Sâc. Sâc, acum trebuie să o omorâm pe Udrea. Să luăm viața aia, așa. Ha, ha. Hopa, că vine ușa. Gata. Ole! Ole, chit că e cu fața pe trei sfert vânătă. O terminat. Asta m-a plăcut cel mai mult faza aici cu melodia de la Terminator 2. Deci e bestial. Vă las link-ul în descriere de la jocul ăsta să vă jucați și voi. Vă zic sincer, chiar merită. Un fel de Devil May Cry în două dimensiuni. Deci chiar merită. O, da. Apoi, să sperăm că mai apar și alte aventuri cu Mircea Badea. Până atunci, pa!